Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul campaniei Da pentru Educație. Iată că am mai făcut o vizită la grupul școlar Petru Maior din municipiul Reghin. De data aceasta am ajuns în clasa 8-a B, unde am întâlnit un nou model de elev care, da, merită toată atenția noastră, face parte din elita învățăceilor reghineni, se spun așa. Bun găsit, Șimon Jujana, nu-i așa? Da. Te rog să te prezinți. Reprezint grupul școlar Petru Maior, sunt în clasa 8-a B și dirigența mea este Covaci Curbă Inelinda. Juji, pot să-ți spun așa? Da. Dacă este să-ți faci un CV al tău școlar, cum ai defini cei 8 ani de școală și care ar fi participările tale la examene, olimpiade școlare, concursuri? Nu prea am fost pe foarte multe concursuri, mai ales de limba română, fiindcă nu prea. Ești elev, studiezi la secția maghiară? Da. Am fost la concursul de desen, mai ales. În clasa a 7-a am participat la un concurs de desen la Târgu Mureș și la un Reghin. La Târgu Mureș trebuia să desenăm despre antifumat, iar la Reghin trebuia să desenem Reghinul cum vedem în 2020. Ascunzi talente frumoase, iată arta. Cum se îmbină școala, practic orele pe care le faci în clasă, cu timpul tău extra? Cum reușești să compensezi cele două? Este foarte greu. Eu umb la școala de desen și merg 2 ori la săptămână. E greu, dar dacă învăți înainte de o zi, poți să mergi. Pentru că telespectatorii noștri trebuie să știe că a studia desen nu este doar să iei o pensulă în mână sau un creion și să hașurezi sau să colorezi, să pictezi, ci trebuie să ai și studii la bază, tehnice. Da. Practic, tu înveți și în afara școlii. Da. Cine te ajută? Cine te îndrumă? Bartole Hell, care e profesorul la școala de desen. Dacă ne întoarcem aici la grupul școlar Petru Maior, care sunt profesorii tăi preferați sau cu care reușești să te înțelegi cel mai bine? Mai ales cu profesorul de desen, dar și cu profesoara de informatică și cu profesoara de maghiară. Crezi că este importantă relația dintre elev, profesor, elev, diriginte? Da, este foarte important. Cu ce vă ajută ei? Dacă aveți neclarități, nu doar la oră, în ceea ce înseamnă, poate chiar și pe plan personal, intervin? Da, exemplu, cu dirigintea mea vorbim despre cărți, despre cititul și este foarte bine. Este greu să studiezi la secția maghiară? Puțin, da. Mai greu? Da. De ce? Avem mai multe ore, fiindcă învățăm limba maghiară. Uh-huh. Și examenele care vor urma, ce înseamnă pentru tine? Este un evaluare. Lucru important, eu așa cred, dar cred că o să meargă. Care sunt materiile la care vei fi examinată? Limba română, limba maghiară și matematica. Iată, o materie în plus. Da, limba maghiară. Așa, asta înseamnă o atenție mai sporită a dozării timpului tău de studiu. Da, dar dacă învăț și la limba maghiară, atunci nu o să fie greu. Și cu colegii? Vă ajutați unii pe ceilalți? Da. Poate ai un coleg preferat? Nu prea, fiindcă pe toate îmi place. Vrei să le transmiți ceva acum spre final? Să învețe și să zâmbeste mult. E foarte important zâmbet. Uite, un spirit pozitiv, optimismul îl citesc la tine, Juji. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația în cadrul campaniei și, bineînțeles, mult succes ție și colegilor tăi. Doamnelor și domnilor, sprijiniți
campania Da pentru educație, fie și prin faptul că ne urmăriți la televizor sau chiar pe internet. Noi vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare, numai bine!